Ovo je priča o sretnom bračnom paru, Nikolaju i Eleni Čaušesku, koji su gotovo 25 godina zajedno vladali Rumunjskom. Rumuni su ih sarkastično nazivali socijalizam u jednoj obitelji. Koncentracija vlasti u njihovim rukama i rumunjski kult ličnosti razlikovao se otprilike u drugim europskim komunističkim zemljama. Bračni par Čaušesku nadzirao je i privatni život Rumunja, a ženama su najstrože zabranili kontracepciju i pobačaje. Nemilosrdno su lomili svaki znak bunta. Nakon sloma komunizma, bračni par Čaušesku jedini je smaknut, doživjevši silničku sudbinu. Na najvećem groblju u Bukureštu skromno je posljednje počivalište čovjeka koji je nemilice zgazio živote cijele jedne generacije. Ako se sjetimo koliko su ga mrzili, možda ćemo se začuditi uredno održavanom grobu. I 20 godina poslije Čaušesku uživa poštovanje malobrojnih poklonika. Vin în fiecare sâmbătă la mormântul lui Ceaușescu, pentru că datorită lui am casă în regimul care l-a condus. Aveam servici, n-am dus lipsă de absolut nimic, nu se punea problema că n-avem ce mânca, cu toate că am crescut doi copii singură, au avut absolut tot ce le-a trebuit. Čaušeskuova je popularnost počela na balkonu Centralnog komiteta komunističke partije kada je u kolovozu 1968. nekoliko godina nakon dolaska na vlast skupio hrabrost da kritizira Sovjetski savez i druge satelitske zemlje zbog okupacije Čehoslovačke, jer bilo je zabranjeno kritizirati Sovjeta. Trupelor celor cinci țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Ceaușescu je odmakom od sovjetske vlasti apelirao na rumunjski nacionalizam. Nikolaj Milinescu divio se njegovu govoru. It was a very emotional speech, and at that time if Ceausescu came down into the street, he would have been regarded as a national hero, and I think people would have kissed him. Ceausescu izgubio popularnost, ali njegova je vlast jačala na kultu ličnosti koji je bio obilježen narcisoidnošću i monarhijskim težnjama. Čaušesku je bio svemoćni šef države, vrhovni zapovjednik oružanih snaga i čelnik komunističke partije, ali vlast je dijelio sa ženom i zadirao u intimu svojih podanika. Pa i u obiteljski život uglednih partijaca, kao što je bio Joe Pop. On i njegova žena Nadja bili su sretni vlasnici filmske kamere i projektore koje su nabavili uoči rođenja svojega prvog djeteta. Se nasput fetica nostra. Indira se kem. Sunt primele zile când am venit la maternitate. Primele zile când am adus-o acasă. Era așa de frumușică. Avea niște ochi albaștri și o gură roșie și mică. Aici avea cât... Deci avea două săptămâni aici. Pop, partijac, angažiran komunist i seljački sin, uopće se nije smio ženiti Nadijom, pripadnicom bivše vladajuće elite, i prema tome klasnom neprijateljicom koja je izgubila sve povlastice. Udaja je Nadiji bila životna premija. Jedao
între puținii care puteau să avanseze în societate mai ușor, să facă o viață mai bună, să scape de șantier, să... interese sociale. Vjenčali su se tajno i uopće nemaju slika svjenčanja. Din această cauză, după ce m-am însurat și am anunțat cine este soția mea, am avut probleme. V-am povestit că am fost chemat la Comitetul Central de un secretar al Comitetului Central care pur și simplu m-a insultat. M-a întrebat cum mi-am permis să mă căsătoresc fără să le cer lor că sunt țământul. Joe, comunist și ateist, nu e smio crstiti kćer. Dacă afla că de la servici că am botezat fetița, îl dădea fată soțul meu. Kćer su potajno krstili, a na krstitke nisu pozvali veliko društvo. Este sărbătorirea botezului primului nostru copil făcut acasă, întrucât eu, având o muncă de răspundere pe acea vreme pe linie de partid, nu puteam nici să o fac în altă parte, nici la restaurant, nici la biserică, nici nicăieri. Čaušesku je svečano proslavio rođenje 20-milijuntoga Rumunja. Htio je da zemlja ima što više radne snage za nove industrije. Godine 1966. zabranio je pobačaj, a trudnoću su smjele prekinuti samo žene koje su već rodile četvoro djece. Sve su druge žene zbog pobačaja bile zatvarane, kao i osoba koja je obavila pobačaj, a toga bilo dosta jer je bila zabranjena kontracepcija. Pobačajima su htjeli stati na kraj tako što su redovito pregledavali mlade žene generativne dobi da vide jesu li trudne. Na udaru su bile i srednjoškolke. Daniela Dragici nerado se sjeća prvoga ginekološkog pregleda. We didn't really know what he wanted from us, but there were rumors going on and we knew he was looking at a certain part of our body that no one had ever looked at before. We were scared. We were afraid of what they might say, they might write down after that kind of examination, of what they might tell our parents. We didn't even know how you got pregnant at that time. Maybe we had kissed, and maybe you could get pregnant like that. There were rumors that if he kissed, you could get pregnant. Daniela je uskoro uvidjela da zabrana kontracepcije i pobačaja može postati prava noćna mora. You couldn't have fun having sex while you were afraid. Everybody was afraid, particularly the girls. The boys maybe didn't care that much. They were not the ones who would have to get an abortion. So they didn't really feel what we felt. The girls really were scared. And they were not confident at all. Even when having sex and withdrawal was the method, because we couldn't control it. Većini obitelji, osobito sirotinje, kao što je bio bračni par Neagu, koji je već imao troje djece, Čaušeskovi su zakoni bili opterećenje. Adică a vrut să se mulțe, a vrut să facă lumea copii mulți, ca aibă cât de mulți să chinuie. N-aveau condiții, adică nu mâncare puțină, condiții care aveau case, care nu aveau, stăteau câte 3-4 într-o cameră. Čaušescu je odredio da tvorničke radnice svaki mjesec moraju na pregled kako bi se utvrdilo jesu li trudne. To je praktički onemogućavalo pobačaje. Parašiva se stidila tih ginekoloških pregleda. Cine, dar ce să fac dacă astea erau obligatorie, condițiile obligatorie să ne dezbrăcăm? Da, erau nepoliticoase. Și doctor, dacă nu stătea iar țipa, dacă nu stătea, nu putea să te controleze ca să vadă ce ai, nu se potau chiar așa civilizat. Nu jurau, dar te făcea cum le venea la gură. Proastă, nesimțită, că stai, fă... Deci că ești crescută la
grajd sau la țăruș. Nadia Pop nije htjela više djece, ali je zatrudnjela, a liječnik joj je rekao da je pobačaj opasan za zdravlje, pa ga je odlučila obaviti na svoju ruku, što je tada bilo često u Rumunjskoj. Am chinuit, am vrut, nu știu ce, și pe urmă m-am gândit ce să fac. Să fac pușcărie, să pot să mor și aveam fetița. La primele avorturi nu m-am gândit niciodată că pot să mor. Dar când am avut fetița, nu puteam să mai risc. Pentru că trebuia să trăiesc pentru fetiță. Tijekom Čaušeskove vladavine, navodno je 10.000 žena umrlo od posljedica nestručno obavljenih pobačaja. Nikolaj i Jelena imali su veliku obitelj. Daleko su dogurali od svoga skromnog seljačkog doma. 27 članova obitelji postavili su na visoke partijske i vojne položaje kako bi ih okruživali vjerni pristaše. Stefan Andrej bio je jedan od Čaušeskovih najbližih suradnika. Avea complexul că era ascund, bâlbâit, că era urât, nu avea prieteni și, în general, discuta cu gardă sus, ca la box, gardă sus. Un rol cu totul destructiv. L-a avut soția sa, care era o femeie rea, înapoiată, vicleană și care îl domina. Elena je stekla veliku moć jer je imenovala sve nepartijske položaje. În primul rând că trebuia numit cineva ministru. Și aceea nu sunt de acord. Și așa rămânea, cum spunea ea. Eu am avut multe cazuri în care am discutat cu el și chiar el îmi spunea, vezi, să nu se afle. Adică să nu știe ea. Elena se upletala i u kulturu, pa se okomila na Stefanovu ženu, filmsku zvijezdu Violetu Andrei. Pur și simplu nu înțeleg de ce m-a urât în halul acesta. Eu nici n-a vorbit vreodată cu mine. Când privirile purtând... Elena je zavidjela svim lijepim ženama i ona i muž bili su previše čedni. Până în 72 am apărut în foarte multe filme la, și pe ecran și la televiziune. Și în aceste filme, într-adevăr, mi se vedeau picioarele, decolteu foarte mare. Eram în spuma de baie într-un film Felix și Otilia. Așa că deranjam. Redatelii s-au načuli da Elena protiv Violeta. Mai deosebite, uite, este un film, un musical, în care am avut niște scene în costum de baie, dar un bikini foarte decoltat, ca așa purtam eu. Și atunci regizorul i-a cerut scenografei să-mi pună peste costum o bucată de tifon ca să nu mă văd. Să nu mi se vadă trupul și i-a spus, dar n-are și eu un costum de baie întreg și i-a spus că n-am purtat niciodată. Violetu uskoro nitko nije pozivao ni u filmske, ni u televizijske ekipe. Elena i Nikolaj Čaušesku stekli su korisne spoznaje o tome kako ojačati svoj kult ličnosti. Cultul personalității nu mai exista decât în Coreea, cu Kim Il-sung.
De acolo a luat-o. Eu am fost la Fenian. Am fost și la Fenian. Și am văzut și mi-am dat seama imediat că de acolo-i vine. Cu perceptele lui Kim Il-sung. De altfel, erau și foarte buni amici. Rumunski kut ličnosti svrstao seljačkoga sina među kraljeve i heroje, a njegova žena postala kraljicom rumunske znanosti. Veliki uspjeh osobe koja je školovanje prekinula u 14. a iz gotovo svih predmeta imala nedovoljan. Obožavanje naroda bilo je bez granica. Svi su morali dolaziti na proslave. Na obljetnici neovisnosti uvijek je sudjelovalo oko 250.000 osoba. One bad thing, you had to wake up very early to walk long distances to get to the gathering point and then march on in front of the leadership of the country. So that was quite unpleasant. On the other hand, it was a sort of a get together. That was a good part because you met your friends and then get into a park or anywhere else where they had cheap beer, sausages, sandwiches for half a price that they were usually sold for in any other day. It was a sort of a popular festival, it was a huge picnic. Nikolaj Milinescu zaposlio se na rumunjskoj televiziji i vidio da nema šale sa Čaušeskovim snimkama, jer neki su kadrovi bili zabranjeni. And that meant, let's say, all natural things, gestures that common people do, like blinking, or like stuttering, or wiping your forehead when it was too hot. He had to speak hours and hours on end. He hated air conditioning and he was sweating. Snimatelj katkad nije mogao izbjeći neželjene poze. Opuštene slike Čaušeskua i partijske vrhuške jednostavno nisu smjeli prikazati. He was never shown chewing food or drinking from a glass or a cup of water. Never. Just half the gesture, no? Taking the cup or the glass to his lips. Melinescu se jedan put omaknulo. Nemamo tu sliku, ali itekako dobro ju je zapamtio. And the incriminated picture showed everything which shouldn't be shown under no circumstances. Ceausescu in 2 seconds only did everything wrong. He stuttered, he blinked, he wiped his nose, he forced his eyes, he was nervous. Something happened during those 2 seconds, and that came onto the screen. And that was disaster. I took the blame, and for about 6 months, there was a cut in the salary, and I was put to do the menial jobs of the department. Sastav se 1960-ih proslavio u Temišvaru svirajući britanske hitove, ponajviše Beatlesa. Niku Kovači, vođa sastava Phoenix, snimio svoju ekipu kako se vozi uzvodno. Reagirao je na Čaušeskovu izjavu da sva rumunjska umjetnost mora izvirati iz folklora. Jer, dupa cele leđe,
Nu ne-a mai rămas decât să cântăm în românește, dar vrând folclor, am spus, îți dăm noi folclor. Kad su rock spojili s folklorom, dobili su pravu Robin Hoodovu glazbu. Eram furioși, noi eram tineri furioși. Și muzica rock era forma de a ne exprima. Ori, noi cântând românește și cu acel limbaj arhaic, nu puteau să ne bage în oală cu formațiile din vest să spună că facem import de influență. Policija bi dugokosoj mladeži zapljenila osobno, a mogli su je dobiti natrag te kako bi se ošišali. Ali Niku se i tu snašao. Totuși, eu m-am, și nu știu prin ce minune, m-am impus în așa fel încât eu mă duceam la poliție să iau buletinele băieților mei. Deci, ăștia veneau să se plângă la mine. Mă, mi-au luat buletinul, trebuie să mă duc. Nimic. Unde? La ce poliția? Sectorul cu tare. Mă duceam acolo, făceam un scandal, luam buletinul. Nicu Covace kao da je uživao jaku protekciju, ali nije potrajala. Ca nu cumva să se tâmple, să se certe lumea, să bată sau să scandeze lucruri care nu-i voie, se strecura armată și poliție în stadion. Deci și pe din afară erau polițiști cu câini și înăuntru erau soldați, înțelegi? Care, cum să spun, făceau o anumită impresie. Adică, oricum, la ora aceea n-aveai voie decât să aplauzi. Atât. Securitate uskoro zaprijetio Niku Kovačiju. Eu am fost și anunțat, vedeți că sunteți în pericol. Că te trezai la casa de nebuni pompat cu injecții, că a luat droguri sau cine știe ce. Kovači je shvatio, pa je svoj bend sakrio u sanduke i prokriumčario iz Rumunjske. Vasilij Parašivi, radnik iz Pleštija, jedan je od rijetkih koji je otvoreno ustao protiv Čaušeskova režima. On je 1971. poslao rukovodstvu komunističke partije popis svojih prijedloga. A jedan je primjerak uputio i sindikatu u koji je bio učlanjen. Acele 11 propuneri prevedeau exact drepturile și libertățile democratice care le au sindicatele astăzi în România. Securitate ga je na osamljenim mjestima tukao, pa i u šumi blizu njegove kuće. M-au bătut, m-au torturat, m-au maltratat cu bastonul de cauciuc la tălpile picioarelor, cu pumnii la față și în stomac și cu săculeții de nisip în cap, timp de 7 zile și 7 nopți, fără apă și mâncare. Paraševi se i dalje borio za sindikalna prava. Opet su ga napali, na stubištu njegove zgrade. Fotografirao se odmah nakon batinjanja. Kaznili su ga tako što su ga 3 puta zatvorili u umobolnicu, iako je bio posve zdrav. Ceaușescu la Timișoara a spus că numai un nebun poate să nu fie de acord cu realizările mărețe ale socialismului. Și dacă totuși există oameni care nu sunt de acord cu realizările socialismului, aceștia sunt nebuni și pentru ăștia avem noi
cămașa de forță pregătită pentru ei. Parašivi je jedna od rijetkih žrtava režima koje su se ikada sučelile s mučiteljima. Poslije revolucije vratio se u bolnicu u kojoj su ga svojedobno hospitalizirali i ondje našao bivšega šefa psihijatrije. Brezja, dobro je, doktor. Brezja. Zatrici, ajmo konaštati? Da. Lazlo, Boruk. Čemo je fađati? Doktor Arak Restegian kaže da je Parašivi bio duševni bolesnik, ali priznaje da je režim u njihovu bolnicu često zatvarao nepoželjno. Sau ordinea sau deranjau într-un fel sistemul aduceau, dar care erau bolnavi, nu oameni sistemul, care nu oameni sănătoși. Oameni sănătoși nu. U Parašivovu kartonu piše da ima paranoju. Kao simptomi navedeni su prigovori na račun vlasti. Vasili kaže da su mu umo bolnicama zgazili dostojanstvo. Și aș fi preferat să fiu judecat de un tribunal condamnat la ani grei de închisoare, dar să mi se păstreze demnitatea mea de om. Pentru că scopul securității, tocmai acesta era, ca să spună tuturor colegilor mei de muncă că eu nu sunt un om sănătos. Și ei nu trebuie să acorde atenție celor ce le spuneam eu în legătură cu sindicatele libere. Ako je itko imao paranoju, bio je to Čaušesku, ne samo zbog oporbe u zemlji, nego i kad su putovali u inozemstvo. Sjeća se Stefan Andrej, njegov ministar vanjskih poslova od 1978. do 85. Ci i pregatea bucătaro la reședință. Avea cu el un inginer chimist care se ocupa, printre altele, și de faptul ca fecalele lui să fie amestecate în așa fel încât să nu se vadă că ce boală are. Glavni je Ceaușescu, a tjelesni čuvar bio pukovnik Dumitru Burlan iz Securitate. În vizitele respective dădeam mâna cu cineva, persoana respectivă fiind special din lumea treia, exista în suita prezidențială un anume ofițer și sau salariat de la Sanepid care avea o trusă medicală, exista șervețele îmbibate în alcool sau spirit medicinal, îi se dădea lui Nicolae Ceaușescu și se ștergea pe ele. Ceaușescu e sumnjao u strance, pa Securitate morao motriti sve koji su putovali u inozemstvo. To je ugledni partijac Pop otkrio kad se vratio sa službenog puta u New York. În martie, în aprilie 65, când am venit în țară, noi am fost toți suspectați ca fiind spioni americani. Și eu, personal, venind așa, am fost suspendat din lucram la Direcția de Relații Internaționale din Ministerul, eram director acolo, am fost suspendat și mi s-a interzis să mai plec în străinătate. Joe Pop se izvukao, a on i žena Nadia povećali su 1970-ih svoj životni standard. Da. Ne kuparat ćemo mašine Jugoslava, Zastava se kema. Uite, aici je dat fetica noastră, tot într-o duminică probabil. Asta e Zastava? Sunt grozava noastră Zastava. Ba ce? Da.
Mogli su posjetiti Nadine roditelje u gradu Targovište i odahnuti od vječnoga nadzora u Bukureštu. Familia a fost totuși un loc unde noi ne-am simțit bine. Singurul loc unde te puteai pe vremea aceea retrage, fără să știi că ești ascultat sau spus la cineva. Se mai uitau vecine peste gard din când în când, dar... Joe Pop je i kod punca i punice bio pod nadzorom, jer je šef gradskoga sekuritatea poznavao njegovu punicu. Doamna Georgescu, dacă dumneavoastră credeți că noi nu știm ce a făcut ginerele dumneavoastră cât a stat la Târgoviște, noroc a fost cum să cade. N-avem nimic să reproșăm, dar știm tot ce. Deci ei tot timpul m-au supravegheat. Obitelj Pop pobjegla od nadzora tek kad su otišli na more. Ja, či nu era lume, nu era aglomeracije. Nu știu că a fost, un cele mai frumoase locuri pe care le-am trăit vreodată, unul în care am fost vreodată și libere, foarte libere, cu copii, așa, restul, mă rog. Era confort, dar în alte părți. Aici nu era atât confort, dar era foarte confort. Začudo i Čaušeskova su se djeca našla na udaru sekuritate. Začudo zato što znamo tko je zapovjedio da ih se nadzire. Au fost în mare măsură puște mama mea să ne supravegheze pe noi toți copiii dintr-o, cred, grijă, dragoste, se poate spune oricum exagerat. Deci, normal că cei de la securitate puteam să fac orice, nu puteam să facă nimic. În schimb, cu părinții mei, dat fiind informațiile pe care le obțineau prin cei de la securitate, am avut destule neînțelegeri. La un moment dat primesc telefon prin stație să mă întrebe unde se găsește Elena Zoe Ceaușescu. Am raportat și atunci am primit telefonul de la dispecerat să mă duc să o iau și pe tovarășa. Am mers acasă, dumneai a venit, s-a urcat în mașină și am plecat în parcul Herăstrău să vadă și dumneai ce face Zoe prin parc cu Petre Roman, cu Petrica. A văzut din mașină, ei să mergeau ținându-se de mână sau Petre Roman ținându-o de mijloc sau de după gât cu mâna. Am stat circa vreo 10-15 minute. Elena je prisilila Zoju da prekine s dva dečka. Sekuritate je pratio i sina Niku. Elena i Nikolaj usprotivili su se raskalašenom u životu sina i njegove djevojke Donke. Nikolaj je prekršio svoje zakone kako bi sinu onemogućio da se oženi. Adi se okutka se... Prietenia încă de ani de zile a lui Nicușor cu o fată, fata lui Niculescu Mizil, mergând până acolo încât i-a făcut curetaj obligat. I-a scos copilul din ea fără voia părinților ei și fără consământul ei. Era ilegal. Nikolaj i Elena htjeli su Niku usmjeriti u politiku, pa su ga upoznali s predsjednicom omladine Polijanom Kristenku, a Niku je jedva pristao na taj brak. Dupa ce a semnat Niku certificat de căsătorie, Niku s-a adresat lui Polijana ce acum stai cu mama, ia să te reguleze, că ea te-a ales. Rijetki su uspjeli pobjeći policijskom nadzoru kao Daniela Dragići. Ona i muž dobili su otkaz jer su odbili provesti neku vladinu propagandnu akciju. No ona se snašla i otvorila dječji vrtić. I had this private English teaching kindergarten in my own apartment. I could make a living. I could do what I wanted. I spoke English with the kids. I lived in a different world. I created a world that was different.
most people, let's say, survived communism by listening to Radio Free Europe, by having an underground abortion provision network. We would sit together in the kitchen most often, drinking beer, eating sunflower seeds, and talking against the government. And that helped us, you know, exercise, maybe in a way, ourselves, and survive communism and even laugh about it. Asta a fost sifonul. Cătonave. Cafeul de cristal, Hârlău, 1984. Siva je svakodnevica postala bogat izvor nadahnuća jedne studentske komedijaške skupine. Iza Vrkancije snimili su novogodišnju proslavu rumunjske televizije. Cenzura je svojim potpisom morala odobriti sve emisije. Deci, s-a ajuns la acel nivel de stupiditate încât Ministerul Culturii și Educației Socialiste, sper să nu mă înșele memoria, așa, așa se chema, așa da? A scos o listă care conținea cuvinte interzise, ce nu trebuiau spuse pe scenă, în spectacole, la televizor și niciunde. Și chiar în ziar. Deci în ziare sau nu erau despre cuvintele, deci, nu existau. S-au interzis cuvinte. Dolar je bio jedna od zabranjenih riječi, a tko god je spomenuo dolar, bio je neprijatelj radničke klase. Tekstul nostru era că, dacă n-aveam voie să spunem dolar, am cumpărat un aparat la facultate cu ruble și s-au inflamat și au scris cu creionul pe textul pe care îl aveam în viață orice altă monedă. Și exact așa am spus. Am dat pe această mașinărie 300 de orice altă monedă. A fost un râs uriaș în sală. A fost mai tare decât orice am fi scris noi acolo, ruble sau dolari. Pentru că publicul studențesc din sală s-a prins că e vorba de, orice de cenzură. Monedă. Numai că cenzorul, un băiat fiind de altfel, el n-a vrut să impună varianta care să înlocuiască cuvântul dolar. A zis, alegeți voi orice altă monedă. Numai dolar să nu fie. Și am spus direct, orice, a costat 500 de orice altă monedă. S-a prăbușit lumea de râs. Ceaușescu je nakon 20 godina vladavine počeo pripremati svoju ostavštinu, pa su tako 1985. on i Elena potpisali dokument kojim će Bukureš dobiti novi centar i zakopali ga u temelje. Zbog megalomanskog projekta srušena je jedna starogradska četvrt. Srušili su 40.000 stanova, nikoga ništa ne pitajući. Ovo je potajno snimio jedan očevidac. Narodna palača trebala je biti centar Čaušeskuova novog Bukurešta. Samo je Pentagon mogao biti veći od nje. Fiecare sâmbătă Ceaușescu avea în program de a vizita șantierele Bucureștiului. Adică îl interesa absolut tot ce era șantier și ceea ce începuse să se construiască. Noi eram extrem de obosiți înainte de vizită, pentru că pregăteam șantierul. Avea o forță vitală absolut excepțională. El era foarte atent la absolut toate detaliile. Nu se poate spune... Građevinski su radnici bili iscrpljeni. Jedan se nije htio predstaviti kad je, dok je Čaušesku još bio na vlasti, razgovarao s jednim zapadnim novinarom. Reggel 7-től este 7-ig kellett dolgozni. Őrülten nagy munkanormát adtak. Amikor a napi munkaadagot nem dolgoztuk le, ott látottak minket, és tovább kellett dolgozni, addig, amíg be nem fejeztük. Az én századomból 6 hónap alatt 13 ember halt meg. 2 felakasztotta magát, a többi üzemi baleset következtében halt meg.
Čaušesku je počeo rušiti rumunjska sela, pa su se ljudi protiv svoje volje selili u grad. Tako su nastale nove obradive površine, a ojačala je strahovlada. Tako su Linuti i Marijanu srušili kuću na selu. Najprije bi iskopali duboku jamu, a onda bi buldožerima zgrade sravnili sa zemljom. Parte din așa s-a mai putut, ce s-a mai putut lua de un fug așa, ne arestăm. Și n-ați încercat să vă opuneți? Păi nu, dacă ne opuneam, ne aresta. Și ne bușea și ne bătea la miliție. Am mai făcut niște oameni și i-au luat și i-au bătut. Și după aia am mai făcut toate cu lor. Dobili su stančić, bez vrata, prozora, tekuće vode i grijanja. Eu când ajungeam pe scări, mi s-a muia picioarele. Să vii de la o gospodărie frumoasă să vezi din ruinile astea. Era ca și aici, fără geam, fără ușă, fără nimic. Nu linoleu pe jos, nu spoit. Amărăciune mare, moloz pe jos. Ce a lăsat de la tencuit, tot era acolo mormane. Mnogi su doživjeli traumu kad su im srušili dom. Tisuće su ljudi ostale bez kuća. Zavladala je oskudica, a Čaušesku je izgubio popularnost. Hrane nije bilo, jer je Čaušesku prekomjerno izvozio kako bi isplatio velike inozemne dugove. Tada su svi svinske noge zvali Patriot, jer jedino njih nisu mogli izvesti i prodati inozemstvu. Parašiva i Marijan Neagu bili su među tisućama seljaka koji su u gradu tražili posao, a upali u oskudicu, jer nisu imali boravišnu dozvolu, ni pravo na bonove za hranu. Cine aducea, dacă ne aducea cineva un pachet de carne sau un pachet de tacâmuri, nu-l refuzam, îl luam. Că venea și mi-aducea la serviciu, adică și la serviciu mi-a dat. Foarte multe colegi mi-aduceau că știa că am rămas cu 3 copii și n-am ce să le pui pe masă. Nisu imali boravišnu dozvolu, ni pravo na vladin stan. Od privatnika su iznajmili drvenjaru bez zahoda i centralnog grijanja, a krov je prokišnjavao. 80-ih su često isključivali struju, pa su se ljudi ozbiljno razboljeli. Nisu bolje prošli ni oni koji su imali centralno grijanje, jer su bile česte redukcije, a sobna temperatura nikad iznad 12 Celzijevih stupnjeva. Nezadovoljstvo u Rumunjskoj raslo. U prosincu 1989. buknula je revolucija u Bukureštu i drugim gradovima. U sukobima je nestao Parašivin muž, pa ga je s djecom počela tražiti. Mergea înaintea mea, dacă mergea cu un pas mai înainte, intra gluntul în ea. Că nu se vedea nimic, de unde apăreau, că așa mergeau, venea pe dedesubt. Așa se trăgea pe dedesubt în afară de glonțul, dar de unde veneau nu vedeai pe nimeni. Te uitai în jur, te uitai să vezi pe unde și de unde te nu te fereai, de acolo venea. Revoluția se zahuktala kad je vojska promijenila stranu. Zatvorili su bračni par Čaušesku. Sudili su im na Božić. Nu l-am recunoscut, pentru că și-a scos căciula și-a dat mâna prin păr și era foarte palid. Se uita speriat, se uita la toți, că nu a văzut atâta lume în... Padobranac Ionel Boeru doveo je bračni par Čaušesku na pregled u ovu sobu. Vă rog să-l poftiți pe pat.
Iată, spre deosebire de Nicolae Ceaușescu, care avea un miros normal de om îngrijit, ea mirosea foarte urât, mirosea jenant de urât. S-a comportat normal în continuare. Am avut zile foarte grele, foarte grele. Tie kom súdenia, mnogi su se bojali da će prorežimske snage možda spasiti bračni par Ceaușescu. Deci eu am participat pe timpul procesului, am fost în sală și am primit ordin să îi execut. Chiar cu riscul de a împușca pe cei care se aflau acolo. Ceaușescu e se optužili da su tijekom revoluție skrivili smrt tisuća Rumunja. Climatul infometat, prin lipsă de căldură, prin lipsă de lumină. Dar cea mai odioasă crimă a fost crima de a îngătușa spiritul românesc, sufletul acestui popor. E o minciună. Mă recunosc că am fals. Dar poporul, vă spun ca să vă gândiți bine că e o minciună în fals și arată acum cât de lipsă de patriotism și ce trădare s-a promis în țara. Suđenje je trajalo samo sat i pol. Bračni par Ceaușescu osuđeni na smrt. Au ieșit toți din sală și atunci am rămas doar eu împreună cu ei. A intrat un locotenent colonel, nu știu, nu rețin și nu știu cum îl cheamă, care mi-a ordonat să iau pe rând și să-i împușc. Ei atunci au spus nu, că vor să moară împreună. Dacă vrei să ne omorâți, ne omorâți amândoi. Și atunci i-am cerut acelui ofițer să le facă ultima dorință, adică să fie împușcați împreună. De dreptul să fie împreună. Gata, mai să stați. Împreună. Le-am ordonat colegilor mei să ne deplasăm în jur de 6 pași față de cei doi. Le-am ordonat să armeze la foc automat, ca nu cumva să ratăm tragerea. Eu am tras 29 de cartușe în rafale, în 3 rafale. Prima rafală l-a lovit pe el în genunchi, după care a doua în piept și următoarea rafală a fost asupra Elenei Ceaușescu. Nu mai trage nimeni. Ionel Boeru sjeća se da su dva strijelca do njega presporo reagirala, pa smatra da je on ubio Nikolaja i Jelenu. Ridical, să-l vedem. Ridical, mai sus capul. Eu zic că el și-a primit exact ceea ce trebuia să primească. Asta, rămân la această părere și acum. Ceaușescu su spectacularno umrli, kako su i živjeli. Nova je vlast htjela potvrditi dolazak nečeg novoga. I saw the dead bodies on television and I saw the same scene over and over again and it was like we couldn't get enough of it, you know, to see that, to make sure that it was happening, that they were really dead.
Parašivin muž Marijan poginuo je tijekom revolucije. Evo što je rekao kad je posljednji put vidio svoje najmilije. Da je diskano i parirao, da je tako Marijan i parirao, da barem se duko kopio objaca maj bun. Da je bo on tremen feriči, da je bo on rost maj bun kao ali nostru maj. Ono fije kinuići kuma on post maj. Ne treba ti. U revoluciji je poginulo 1140 ljudi, a ozlijeđeno ih je više od 3000. Čudovišna palača u Bukureštu, jedna je od ostavština Čaušeskova režima. Teško je odrediti koliko su se prosječni Rumunji osjećali poniženima tijekom 25 godina Čaušeskova režima. Pad komunizma u istočnoj Europi bio je neočekivan, a svugdje oduševljeno prihvaćen. Ono što ga je zamijenilo nije baš uvijek nailazilo na oduševljen doček. Karl Marx, osnivač komunizma, rekao je: ljudi stvaraju svoju povijest, ali ne uvijek onakvu kakvu bi htjeli.